Alfa Omega reprezintă pentru mine cel mai puternic canal TV creștin din România, care are un impact mare și cred că pe viitor va avea și mai mare impact în România, în rândul creștinilor și în rândul celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Eu mă bucur de Alfa Omega și de colaborarea care o avem de atâția ani, deja din 2002. E un post de televiziune fidel, oarecum, penielului, care, iată, multiplică mesajele de nu știu câte ori mai mult și sperăm ca și mesajul de la această conferință să fie transmis cât mai mult posibil. Îmi place că este o televiziune care prezintă tot spectrul creștin. Îmi place că nu este doar pe un singur culoar. Îmi place că este deschis și la protestanți și la catolici, la ortodoxism, și este un post de televiziune în care, văzând tot spectrul, toată panorama aceasta, omul poate să aibă o privire generală asupra ce se petrece. Deci faptul că nu este strict pe anumită confesiune, cred că prezintă exact cum este lumea creștină, și cu pozitivul ei, dar și cu negativul ei. Mai urmăresc pe TBN de la 4:30 și acele discuții care sunt despre creație și știință, despre felul în care Dumnezeu a creat omenirea noastră, îmi fac mereu plăcere. Și selecțiunile care mai sunt prezentate atunci, la aceeași jumătate de oră, pe TBN Europe, la 4:30. Când am timp să mă uit la Alfa și Omega. Îmi plac emisiunile creștine. Mi-aș dori să fie mai multe televiziuni. Îmi place tare de mult. Este un post care încerce să fie la zi cu ce face Domnul în mai multe locuri în lume și dorește și să fac interviuri și discuții între alți confesii și alți oameni care cred în Dumnezeu, dar poate au o diferență doctrinală, dar merge înainte și cred că am văzut că aveți o inimă pentru Domnul și că Domnul lucrează prin voi și mă bucur pentru voi. Fiecare experiență cu Alfa Omega a fost ceva frumos și pozitiv. Contează foarte mult să ne bazăm pe Cuvântul lui Dumnezeu. Fratele pastor Sami Toțac a prezentat Cuvântul lui Dumnezeu și vedem și în această prezentare frumusețea care există în lumea evanghelică. În abordare în care avem curajul să spunem ce credem, și avem curajul să ne pocăim pe baza Cuvântului Dumnezeu. Mi-a plăcut. Umblarea în firea pământească uneori ne face să credem că e singura realitate, că nu se poate numai așa. Umblarea în Duhul e o altă realitate, se poate și altcumva. Deci această altă realitate e vorba de umblarea în Duhul Sfânt.